Ziua bună, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În seria asta o să aflăm cu toții ce se află în capul lui Bastian. Bă, deci am niște întrebări câteodată și vreau să le aflu răspunsul neapărat. Și astăzi o să vedem diferența dintre ceacramele astea cu 38 medie, bă, și siamezele astea după ce le fac plus 9, și le pun și 20 diavole, facem un test frumos și în V4 și la metine și peste tot. Bă, deci am câteodată niște chestii de astea și pana mea, le fac off-camera și am zis, bă, hai să le vedeți și voi dacă tot fac nebuniile astea. Pentru unii chiar sunt niște căcaturi, dar pentru mine, frate, vreau să le aflu răspunsul și chiar mă bucur de joc când fac treaba asta. Hai să vedem dacă le și facem plus 9, începem direct clipul în forță. Ia! Ma. S-a dus și clipul în cap așa. Bă, măcar am încercat. Pana mea. Dubla 2 în cap așa. Astea și bonusate. Oh, let's go. Astea erau și bonusate. Juju, mamă, și în PvP le testăm, dar nu prea are sens. Deci, avem așa, oameni buni, 229 atac cu 176 atac. Băi, simplu, nu? 38 medie, pana mea. Bă, dar avem 25 mob. Deci avem 25 mob și pe lângă treaba asta, în 1-5, poți jongla cu bonusurile, o pătrundere, un diavol, o pana mea. Deci știți ce zic? Zic o să fie interesant. Eu zic o să fie interesant. După treaba asta, după ce le testăm frumos V4, metine, testele ce trebuie făcute, o să testăm și risipa, pentru că sunt foarte curios de o treabă, dacă se pune magia la risipă sau nu. În teorie, ar trebui să se pună, pentru că e skill de valoare atac magic. O rezolvăm și pe asta, mâncavaș. În seria asta o să găsim răspunsuri la unele dintre cele mai tâmpite întrebări, dar și interesante. În clipul de azi o să avem asta cu risipa, să vedem ce ai nevoie versus risipă, dacă e magie, abilitate, nu știu, vedem cum stă situația. În clipul următor o să testăm diferența dintre o eșarfă PvP și una PvM, cu cianită și cu zodiac. Vedem cum stă situația și nu uitați să dați un like dacă vă place seria asta, o să o facem săptămânal, în fiecare duminică o să aveți un clip de gen. Hai să dăm drumul la treabă și să vedem. Hai să vedem damage cu ceacramele astea. Asta e alchimia de pe cont. Alchimia, pana mea, influențează de multe ori damage-ul, pentru că puterea asta element se simte și în PvM și în PvP. Asta e altă discuție. Haideți să băgăm doar ce am băgat aici. Pet n-avem, avem doar ăsta, razadorul. N-avem însoțitor și hai să vedem cu ceacramele damage în metine. 8K, 15K, 15,6 am văzut acolo. Hai să vedem și cu siamezele astea. Facem pătrunderea? Nu facem pătrunderea 100%. 92 pătrundere. Și în teorie puteam să facem pătrundere aici dacă aveam 10 pătrundere și se mai modifica din damage. Nu cu mult, dar se mai modifica. Deci 15,6 cu ceacramele și avem aici 13,2. Deci avem o diferență de 2,4, dacă am calculat bine. 2,4 în metine. Bă, interesantă situația. Pe astea nu le băgăm în competiție, că na, astea sunt altă ligă. Astea sunt nebunii mari. Deci avem o diferență. Bă, îi ceva. Adică, pana mea, 2,4 îi ceva. Chestia e cu mobii din V4. Deci acolo chiar sunt curios cum este situația. Ia stați așa să refacem puțin testul. De vorbeam de aici, de 10 pătrundere, o să bag o rouă. Deci băgăm o rouă frumos de 12, n-am de 10. Și mai vedem o dată diferența. Deci 15,6 a fost și 13,2. Hai să vedem cu o rouă de 12 ce se întâmplă. 13,7, 13,9
Sare 14 la 13.5. Nu-l dăm. 13.5, nici nu știu dacă am văzut bine eu 13.9. Pentru că nu mai sare. Nu mai sare deloc. Shiryu ăsta. Shiryu am băgat și la ceacrame. Hai să vedem dacă sare. 13.2, 13.4. 13.5. Nu se vede mai mult. Nu știu dacă a sărit 13.9. Nu mai contează. Deci 2.1 diferența dintre ele. Dacă aveam 10 pătrundere pe siamezele astea. Hai să dăm și cu V4. Păi știu că nu au niciun sens testele astea, dar așa vedeți și voi cum e să fii o zi în mintea lui Bastian, în capa și gura voastră. Deci am niște chestii câteodată pe care le fac, vreau să aflu răspunsul, mă arde așa pe interior, trebuie să aflu răspunsul la întrebări. Nu fac doar teste bune, mă mai ia și capul așa, mai fac și teste idiote de astea, dar acum am zis, bă, hai să luați și voi parte la așa ceva. Hai să dăm drumul. Avem 35 diavol și o să punem ceacramele, nu influențează elementul, pentru că avem pe alchimie, avem granatul mitic. Și hai să vedem, tot așa băgăm și Shiryu și astea, fără pătrundere. Pentru că, bă, aici e testul ăla adevărat, că aici ai putea să ții siameze, să dai level. Nu stai tu la metine cu ninja lău. 23. 23. 24. S-a dat. S-a dat 24-le. Ok, hai să vedem și cu siamezele astea. 22. Bă, nu-i rău deloc. 22.2. Deci dacă nu le-ați văzut până acum, că le-am arătat eu așa fugitiv, 38 medie și siamezele cu 20 diavol. Hai să vedem dacă sare 23 și un pic. Așteptăm să băgăm și eu, s-a băgat. 23.1. Mamă, interesant rău de tot. 23.3. Mamă, doar 700 damage diferența? Aici? Interesant. N-am cum să fac damage pe skill, pentru că îs arcaș pe ăsta. 23.4. Mamă, 600 damage, mâncavaș. S-a votat. Ce să mai zic? Hai să vedem și cu zodiacele astea. Mamă. 32. 31. Frumos. Deci, avem o diferență de 2.1 în metine între ceacrame și siameze. Interesant. Și aici avem diferență doar de 600. Doar de 600. 2.1 dacă aveam 10 pătrundere aici. Da, deja exagerăm. Și o să rămână 2.4 dacă nu înșel. Cam asta e. Haideți să vă arăt și echipamentul așa fugitiv puțin și după aia tragem concluzia. Deci avem aici 10 cu 10. Aici unul metine cu colier. Eșarfa. Ăștia pumnalele nu contează. Cu F50 atac. 50 atac și aici. Ăsta de pe șaman. 50 atac și aici. Talismanul s-a folosit cu 50 atac, 25, 8 metine, 50 atac și cureaua, da? Pet 105. Așa. Și avem așa. Avem ceacramele, 38 medie, cu diferența aia de atac, este o diferență de 5-6 cu 5-3. Ceea ce înseamnă între ele, între ceacrame și siameze, ceea ce înseamnă o valoare totală când echipezi arma de 112 cu 106. Deci asta e diferența de valoare atac între arme. Dacă nu știați, valoarea atac se dublează de pe armă și de pe șarf atunci când o pui. Și vă fac și un test. Deci 1133, da? Vedeți aici? Cu 902 vine 2035, da? Și cu 6 de aici din paranteză
avem 2041. Așa. Să nu credeți că sunt și eu geniu în matematică. Asta l-am calculat eu singur, dar restul le-am făcut pe calculator. Așa, asta cu 902. Deci avem așa. Diferență între ceacrame și siameze, 112 cu 106, da? La echipare. 25 mob, pana mea, pietre la fel. Bă, o diferență, hai să zic că nu-i destul de wow. Adică, pana mea, media asta chiar se simte, chit că e 25 mob. Dar dacă erau la valoare atac aceleași, era interesant. Chiar era interesant. Mergea făcut un test cu o valoare atac. Și de ce nu? Se reface testul. Deci, pentru testul acesta o să folosim o rouă de 120 și ca să echilibrăm situația, pentru că diferența e 112 cu 106, o să folosim Shiri. Da? O să folosim un Shiri la ceacrame. Când băgăm cuțitele siameze, nu folosim. Deci, hai să vedem prima oară cu ceacramele. Așa, încă o dată, încă un test. Și avem 16.2. S-a mărit puțin de MG-ul. Avem rouă de pătrundere? Nu avem. 16.6, s-a dat 16.2. S-a dat 16.2, a sărit și cu pătrunderea și cu nebunii. Deci avem 16.2. Și acum băgăm roua asta, deci e ca și cum ar fi la valoare atac la fel. Deci testul ăsta este pentru media aceea, ceea ce o să vedeți voi acum. Dacă 38 medie este peste 25 mob la echipamentul pe care l-am eu și alchimia pe care o am eu. Pentru că media este procent, media e altceva. În teorie și mob ar trebui să fie procent pentru că așa e pus acolo. Dar media știm cu toții că dacă tu îți mărești damage-ul, se mărește și damage-ul, te ajută media să-ți mărești damage-ul. Deci, poate și la mobi la fel. O lăsăm pe tura viitoare. S-a dus Shiri-ul, mai băgăm o dată astea așa să fie băgate și roa, da? Deci, 25 mob sau 38 medie. Hai să vedem. S-a dat 14-le. Așa, cam ciudat. 14.2. Așa. S-a dat și atunci. Deci avem un 14.2, da? Ceea ce înseamnă 14.2. Că ceacramele sunt cu 2K peste siameze. Da? Atenție! Cu 2K. Deci, fiind cu valoare atac, asta se pune exact cât e aici, se pune aici. Interesant, interesant. Deci avem 1956 și acum avem 2000. 1956 cu și, fiți atenți, 16.2 era din ea ori, 16.3, 16.5, 16.7, deci se simte rău asta. Cam ăsta e testul. V-am arătat și echipamentul. Bă, interesant. Sincer, chiar mi se pare interesant. Deci 38 medie este peste 25 mob. Frumos. S-a aflat și ceva interesant. Îmi place. Hai să vedem și cu risipa. Haideți să vedem cum stă situația și cu risipa. Pentru că după cum bine vedeți aici, scrie atac magic la distanță. Da? Valoare atac magic. Deci nu scrie valoare de atac. Scrie valoare atac magic. Haideți să vedem dacă se pune magia sau nu la risipă. Și avem așa, un damage, stați așa că nu s-a văzut. Avem un damage la risipă pe 0 magie, 0 magie. Și avem un damage la risipă de 2.6. Ok, încă o dată. 2.7. Deci pe 0 magie. Avem 2.7, 2.6 și încă o dată 2.7. O chestie interesantă, teoria ar fi că dacă îți pui tăișul, nu ar trebui să mărească damage-ul aici.
E adevărat? E adevărat. Deci, valoarea attack nu mărește damage-ul la valoarea attack magic. Încă o dată, 2.6. Deci, damage la fel. Acum, hai să primească Suralău o eșarfă cu valoarea attack magic. Da? Haideți să vedem dacă se mărește damage-ul. 3K. Deci s-a mărit damage-ul cu eșarfa asta. Încă o dată. 3K. Și încă o dată. 3.1. Deci, 2.6, 3.1. Da? S-a mărit undeva la 400-500 damage. Depinde cum stă situația. Hai să mai dăm unul. Așa, 3.2. Ok. Deci, valoarea tag magic a crescut damage-ul pe risipă, da? Mai dăm încă o dată. 2.5, 2.6, 2.7. Ăsta e damage-ul pe 0 magie. Acum, băgăm și noi 15 magie, ca băieții. Mai băgăm o dată 20 magie. Deci avem 18, e pentru că avem aici 15%, da? Deci asta nu e cu așa. Și avem un total de 41 magie. Haideți să vedem ce se întâmplă la 41 magie. 2.6. Surprinzător că nu a scăzut damage-ul la 41 magie. 2.7. Damage la fel. Mai băgăm acum 30 magie. Da? Avem un total de 66 magie. Scade damage-ul. 3K. Mai rău mâncavaș. What the fuck? What the fuck? 3.2. Măleleu, ce se întâmplă? S-a mărit damage-ul? Efectiv, n-am pus absolut nimic pe sura. Vedeți? N-am pus absolut nimic pe sura. Deci la 66 magie... 66 magie. Stați așa că voi n-ați văzut. 66 magie. S-a mărit damage-ul. Efectiv, n-am pus nimic pe sura. 3.7. Da, în continuare am 66 magie pe șaman. N-am pus nimic pe Suralău, alchimie nimic. 3K. Deci s-a mărit damage-ul pentru că am băgat magie. Atenție. 3.2. Măleleu. Ok, deci... Tâmpenia asta de test ce am făcut eu acum, să știți că a fost intenționat. Doar ca să vă arăt că oamenii nu se uită la tot videoclipul și o să înceapă cu părerile în comentarii cu nebunii. Normal, e normal ceea ce se întâmplă acum, pentru că avem o diferență de abilitate. Avem o diferență aici de 15 abilitate și 5 aici, da? E o diferență de 10 abilitate și de asta s-a mărit damage-ul, da? Am făcut treaba asta doar ca să vedeți că nu se uită oamenii la tot videoclipul și o să bage în comentarii. O să-mi bage în gură de toate. Ok? Haideți să continuăm cu testul. Dar haideți să vedem dacă punem și noi abilitate pe noi. Ce se întâmplă? Pentru că magia nu a făcut nicio diferență. Avem așa, avem 66 abilitate. Haideți să vedem ce se întâmplă acum. 1.5. Deci, abilitatea influențează. Dacă activăm și alchimia, sărim în 95 abilitate și nu ar mai trebui să dea damage deloc. Și asta se întâmplă. 159. Deci, ca să scoți damage-ul pe risipă, se scoate prin rezistență la abilitate. Dar la full din full la astea, acest 159 pe care îl vedeți aici,
168, 218, pe full din full, da? Aceste cifre micuțe se transformă în, nu știu, ro 2K, cam pe acolo. 2K, 2K și un pic. Deci încă se mai dă de meci pe abilitate cu 95 abilitate am aici, să vă și arăt, 95 abilitate. Pentru că Suralău e gol, e gol goluț. Deci cam ăsta-i testul, oameni buni. După cum vedeți, magia nu se simte la risipă, ceea ce e un lucru foarte ciudat. V-am explicat adineauri de ce. Concluzia, risipa rămâne ceva foarte interesant, ați văzut? Foarte interesant și extrem, extrem de puternic. Adică, dacă nu era risipa la Suralău arme, era, nu, adică nu era un caracter atât de wow în PvP. Știm cu toții că în PvM e un monstru și în PvP e și mai monstru, în cabaș. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să-mi lăsați un like și o să revenim cu teste nebune, frate. Bă, se simte teama în PvP sau nu? Diferența dintre eșarfele astea. V-am pupat, oameni buni! O duminică plăcută! Vă țucă, Bastian!